În decursul zilei de azi a avut loc ședința de investire a primarului din comuna Tâmna, Șerban Dumitru Iliuță și a consilierilor aleși pe data de 27 septembrie. La ședință au participat senatorul PSD Liviu Mazilu și secretarul de stat în guvernele PSD, actualul candidat la Camera Deputaților, Alin Chirilă. Subsemnatul Șerban Dumitru Iliuță, primar al comunei Tâmna, județul Mehedinți, în conformitate cu prevederile articolului 150 aliniatul din 1 din OUG numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, depun în fața celor prezenți următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legii de țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tâmna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ședința de validare a aleșilor locali care au câștigat alegerile din data de 27 septembrie din comuna Tâmna a fost una de bun augur, în care trimiși cetățenilor în forurile de conducere a primăriei și-au manifestat dorința de a colabora în folosul comunității. În primul rând, vreau să terminăm toate proiectele pe care le avem începute și să continuăm cu alte proiecte necesare comunității din comuna Tâmna. De asemenea, vreau să-i asigur pe toți locuitorii comunei Tâmna că o să fac tot ce este posibil și depinde de mine ca și comuna Tâmna să devină o comună fruntașă în județul Mehedinți. Senatorul PSD Liviu Mazilu a arătat în ultimii 4 ani faptul că este dispus să lupte pentru interesele mehedințenilor și ale comunităților locale din județul nostru în Parlamentul României. Mă bucur că am fost astăzi prezent la constituirea Consiliului Local din comuna Tâmna, o festivitate emoționantă. M-am bucurat să regăsesc mulți prieteni printre consilierii locali. Sunt consilier local cu multă experiență, dar și tineri, și cred că comuna Tâmna are un viitor frumos. Îl felicit în primul rând pe domnul primar, la care invitație sunt aici, pentru că a câștigat acest mandat, are ocazia să-și ducă proiectele la bun sfârșit, sunt câteva proiecte importante în derulare. Am discutat deja acum imediat după ședință despre alte proiecte noi, despre un cadastru general pe comuna Tâmna și multe alte idei pe care dumnealui le are și colegii consilieri locali. Eu le urez succes în acest mandat și îi asigur că atât eu personal cât și președintele Consiliului Județean Alădin Georgescu și viitorii parlamentari PSD de Mehedinți vor fi alături de locuitorii comunei Tâmna și vor susține proiectele primarului. De asemenea, Alin Chirilă, secretar de stat în guvernele PSD, a reușit să aducă investiții importante în toate comunele din județul Mehedinți, comuna Tâmna beneficiind și ea de eforturile depuse de tânărul mehedințean care a reprezentat județul Mehedinți în guvernul României. Astăzi este o zi importantă pentru comunitatea din comuna Tâmna. Este o zi în care primarul a fost reinvestit în funcția de primar. Domnul Șerban este un primar harnic, care a dezvoltat multe proiecte în această comunitate. Am fost alături de dumnealui, vom fi și pe viitor. Îi urăm succes și sper ca mandatul viitor să fie unul cu mai puține probleme, cu multe realizări și multe succese. Comuna Tâmna are toate premizele să se dezvolte în perioada următoare cu sprijinul Consiliului Județean și a tuturor factorilor politici implicați.